Puti intrarea pe când trebuie. Din fericire, eu nu mai văd pe Costi acum. De ce? Păi nu știu de ce, pentru că la un moment dat a venit Andreea lângă mine cu calculatorul meu și a vrut să intre pe Netflix. Și a și intrat și în momentul în care a intrat nu v-a mai văzut. I-a spus să-l închidă ca să... Și acum, din fericire, pentru că tocmai s-a jucat cu peștele la domnul Diță, nu-l mai văd. Nu, nu mai văd. Cum să fac eu să mă vezi? Da, e un ecran de părțit între. Gata, nu contează, o să-l văd. Știi care e cea mai bună? Tu mă vezi, Bobo, nu? Da, eu te văd, ești ok. Hai că o să te văd și eu la un moment dat. Știi care e cea mai bună glumă? Cea mai bună glumă de timp ăsta mi se pare cu... Vezi că vin pe la tine. E bună, e bună. Dar știi că acum aș fi mai departe. Auzi, Marci? Și știi care ar fi cea mai proastă, care nu mai merge în perioada asta? Și ce glumă nu merge în perioada asta? Dacă zici, vezi că vin pe la tine, nu poți să zici, n-am. Vine dacă... Știi? Că înainte asta era glumă. Mărgi, ești acasă? N-am. Atunci vin. Dacă era de bani împrumut, n-am de ce să mă duc. Nu era cu, ești acasă. Alo, Mărgi? N-am. Da, asta. Direct. Acum are o altă conotație. N-am, las că vin. Dacă n-ai, că n-am de la ce te iau. Ți-a zis cu soacră mea, în săptămâna trecută, știi că mami a fost la noi, soacră mea, o perioadă, acum a plecat. Mărgi, știi? Așa. Și au venit gunoierii și i-am zis, mamaie, când vine gunoiul miercuri, nu te duci până în poartă, că am dus eu tomberoanele acolo, stai în ușă așa și îi saluți pe băieți. Și intră băieții cu gunoiul, o văd pe mamaie în ușa bucătăriei așa și se uită la ea că ea stătea departe de ea așa și lăsată pe spate. Și ăștia, domnul de la gunoi, aolo, dar ce aveți, doamnă? Ați luat coronavirus? Și i-a zis, nu încă, dar așteptăm să bage. A rămas cu asta așa. Mărgi, zi-mi, uite, știi care e tema emisiunii, ne gândim până unde poate să meargă umorul în zilele astea. Sau cât îți permite. Mamă. Da, cam cum o vezi? Pentru că sunt convins că ai văzut pe Facebook, știu că urmăresc Facebook, ai văzut toate mele. Nu mai urmăresc Facebook-ul. De azi noapte l-am închis și nu mai intru pe Facebook. De azi noapte nu mai intru până când nu... Da, nu mai, dar până când nu se termină toată nebunia asta, nu mai intru. Păi, odată unii spun să ne bage armata peste noi ca să ne învățăm minte, alții spun de ce ați băgat armata. Ei, l-ați vin și zic, păi bine, bă, recomandări, noi vrem comenzi. Nu mai pot. Nu mai pot să aud pe toată lumea care zic să moară virusul. Virusul nu este viu, dragii mei, virusul nu este o entitate care nu este vie. Asta, uite, înveți și tu, asta că știu, ești la mine cam... După privirea ta, credeai că e viu virusul, a? Nu, bom, bom. Cine? Nu, am citit despre. Bă, nu, că pe tine nu te văd, Costi, stai liniștit. Nu mă vezi nici acum. Nici acum. Stai puțin. Mărgi, acum ne vezi doar pe noi doi? Acum te văd pe tine și pe mine. Și ia vezi, te vezi singur acum? Ia zi acum. Vezi pe Costi? Acum te văd, Costi. Dai mă, și dacă nu știu să umblu eu pe astea, imediat bag tastele astea, imediat rezolv problema. Da, ți-a zis, Raluca, că ești vopsit. Mi-a zis. Ți-a zis, da? Bine, tu-ți dai seama că s-a obișnuit cu mine, nu? Adică nici nu mai... Asta e modelul. Și copiii s-au obișnuit cu mine. Și aia micii se distrează. Da, micii. Deci e clară treaba. Cred că dacă le acopăr acum o să fie ciudat, o să fie tată, ce-i cu tine? Zi-mă, unde vezi, până unde vezi că e permisibilă treaba? Până unde crezi? Mi se pare că s-a dus departe. Am văzut niște filmulețe care îmi vin pe WhatsApp din toate grupurile în care sunt eu membru și pe toate grupurile pe care le-am pus pe mute, se zice, nu? Da. Așa. Pentru mine, vorbești foarte bine cu mine engleză, cu Costi. Mute. L-am pus pe mute. Bă, vin niște filmulețe de... Am leșinat de râs, adică... Bine, mai puțin ultimile două pe care le-am primit astăzi, cu ce s-a întâmplat ieri în Miami undeva, pe o plajă, unde a intrat poliția cu puștile și au scos de pe plajă. Cu puști, cu grenade, cu fum, cu... Băiatule, tu ai văzut Spania, interesant. A venit cu elicopterul pe plajă
și cu elicopterul în Spania a coborât pe plajă, nu știu unde era, Valencia sau pe undeva, și ea trebuie să uitau la elicopter și ăștia au zis, plecați morții voștri acasă, că de-aia am venit cu elicopterul până lângă tine pe plajă. Tu înțelegi, oamenii erau pe plajă și el a venit cu elicopterul până aici și a zis, bă... Da, dar n-au început să tragă. Nu, n-au început să tragă, aici a tras. Acolo au tras, da. Acolo au început să tragă, da. În America, cu gloanțe de cauciuc, dar au început să tragă. Adică nu e, nu e regulă. Sunt vreo 2-3 oameni care spun că e fake. Pe... Băi, da, nu are cum să fie fake. Nu are cum să fie fake. La cum a fost filmul ăla, nu are cum să fie fake. Uite, asta zic oamenii. Dacă, da, eu cred. Băi, și filmulețul cu Spania, cu magazinul, am aflat, știi, ieri m-am deprimat când am văzut filmulețul ăla, mi l-a trimis Adi. Cu magazinul ăla, cu oamenii, cu produse și spun peste o lună, așa o să fie și în România. Și am înțeles că și ăla e fake. Da, cu siguranță vă pot spune că în Spania nu este așa, pentru că știți foarte bine că mai am 2-3 prieteni pe acolo. Nu, da. Este cel puțin în anumite zone liniște. Problema asta gravă este eu, da. Zona Madridului. Probleme au început să apară și în alte zone, dar nu atât de mari ca la Madrid. Nu este atât de grav din punct de vedere social. Adică oamenii găsesc de mâncare, nu au voie să iasă pe stradă, mai mult de unul, în mașină câte unul, nu câte doi, că nu au ieșit la plimbare, se duc cu treabă și stau în case. Să știu. Auzi, Morgi, tu ce faci în perioada asta? Cu ce ți-o mor timpul în casă? Nu mi-o mor timpul. Mie mi se pare că este un moment extraordinar în care în sfârșit vorbesc cu ai mei fără să mă grăbesc. Am reluat relațiile așa pe care le uitasem. N-am ieșit din casă, știi că noi stăm în aceeași curte. Nu știu dacă știi că noi stăm în aceeași curte. Ce bună asta, nu știu dacă știi, dar noi... Eu n-am ieșit din casă, astăzi am făcut puțin sport în garajul pe care îl știi, unde am atârnat un sac de box și am dat la el vreo oră și era să mor de... Am uitat că eu am un CNP care începe cu 1-6-9 și asta nu e bine. Da, e depășit jumătate de secol, Mărgi, la eu, tine. Da. Tu și... ești dintre aia care n-au voie să iasă din casă nici măcar cu declarație de aia. Da, eu pot să ies. Vârsta reală e 30, așa că nu... Da, bine, vies, păi eu mai ales și... corpul ăla tău de ciutan. Vrei să ne arătăm burțile acum? N-are rost, că te-am văzut în curte de când să te izolezi, când îți luase de la Horbach, nu știu ce topor, și parcă erai Ulise, nebunule care ești. Mi-am luat toporul ca să tai... copacul ăla care se uscase. Da. Era bine, am vrut și... să fluier cum făcea în Betty Boo sau cum ieșea ochii la lupul ăla. La 50 de ani să vezi pe cineva viu și așa, place de vremea mine? Noastră. Băi, nebunule, ce ai? Ai gusturi? Am gusturi. Auzi, Morgi, apropo de treaba asta, rămâi cu mine că vreau să-ți arăt ceva. Știi pe Alexandru Pomană? Nu. Prietenul nostru care ne dă... Alexandru Pomană e un prieten de-al nostru și de-al emisiunii care comentează poze fanii, de obicei pe, la noi, nu numai la noi în emisiune, și pe Facebook-ul lui. Noi îi trimitem poze și el le comentează și spune ce vede acolo, fără să știe despre cine e vorba. Și în seara asta vreau să arăt și ție, cât e și Costi aici, am câteva poze legate de noi și de prietenia noastră, bineînțeles. Și nu numai. O să încep cu una cu mine, ca să nu te fac pe tine prima oară de rahat. Asta este o poză. Băi, băiatule, bă, dar de ce ai apărut în poza asta? Nu, e foarte simpatică, mie îmi place. E foarte simpatică. De ce să-i fie? Alex Pomană zice așa, când mergi la o nuntă sau la botez și soția zice că ea așa rochie, dar tu vii cum vrei, relaxat, că oricum nu prea îți place să mergi la nuntă, măcar cu hainele să nu te stresezi. Îți zice să ții măcar niște pantaloni negri și sus și fii cum vrei tu, să fii comod doar. Bă, dar el n-a văzut-o pe Maria cum se uită. Nu-mi dau seama nici eu, Maria vrea să o văd mai de aproape. Da. Oh, Maria. E bine, Maria, mă, e bine de tot. Maria e pachet. E bine, bine. Ce vorbești? Ce caut eu aici?
No, și fii atent, acum mergeam, am o poză cu noi, cu noi trei, cu mine, cu tine și cu Motanu, trebuie să... A, poza! Poza, fii atent! Poza, asta e de acum 16 ani. Bă, da, cred că mai bine de 16 ani. Fii atent, comentariul pe care l-a făcut Alex Pomanăș, care e absolut super funny, fără să știe despre cine e vorba. Inițial mi-a zis să fac glume despre băiatul ăla cu ochiul, că mai mă uit și eu din când în când când sunt beat așa. Și am zis, nu, că Motanu era și operat aici. Fii atent. Da. Zice așa, că poza este webcam, îi zice la poză. I-a dat el denumirea. Trebuie, atunci când trebuie să vorbești cu rudele din străinătate și ți-au zis să intri pe Skype. Tu nu ai cont, frate, tu nici el, dar are vărut-o. Și-l chem și pe el la voi. Și acum așteptați toți trei să intrați în direct cu rudele din străinătate. Vărul nu știe cu calculatorul, tu nu știi cu Skype-ul, așa că vă uitați toți ca proștii la ecran așteptând să pornească. Și după aia vă uitați în direcții diferite, că nu știți din ce zona ecranului pornește, de unde o să vină imaginea. Și zâmbiți în continuu că nu știți când pornește, să nu vadă rudele fraierii că stau triști. Și zâmbiți într-una să nu pară că erați nepregătiți. Eu mi-a plăcut că după aia, dacă stai să te gândești când a fost făcută poza asta și cât de beți eram, sau nu, la asta era la Dud. La Dud, la Dud ai se întâmpla. Da. Da, la Dud se întâmpla și era, a fost lungă seara. Și ultima mărgi, o poză cu tine în Vama Veche. Nu fi țăran. Ba dacă e comentată o, foarte bine. Păi pe aia cum eu, nu? Da, dar stai puțin, comentat. Eu sunt lângă tine, Costi. Capitane. Costi, vezi că mașa mea de lângă el? Tu vezi, păi da, dar tu mi-ai rupt mai eu ăsta. Tu mi-ai rupt mai eu, băiță. Știu, eu ți l-am rupt. Da, bă, bă, bă. Pe cum așa aia roșie? Ascultă-te, zice Alex, că a fost foarte bun. Știi momentul ăla când te roade o etichetă la tricou, la ceafă? Și te enervează rău? Mărgineanu este aici imaginea omului care nu s-a lăsat bănene până n-a scos eticheta aia. Mai, mai mișto este că lângă mine era Andreea, care era și gravidă. Și eram în Vama la Stuf dimineața. Fără nicio legătură cu emisiunea, sper că se uită Dragoș. Băi, am depășit 5500 de oameni în live. Doamne, mulțumim mult în același timp la noi. Vă mulțumim foarte mult. În același timp, mărgii, am o poză. L-am întrebat pe Dragoș și pe Oana dacă îmi permit să comenteze o poză, Alex, cu ei. Uite aici o poză cu Dragoș Săbăreanu și cu Oana. Da, ce-i făcea Oanei? Da. Dar ce a făcut Oanei? Nu i-a făcut, atenție, ia, da? Ce zice Alex. Un cuplu frumos și nehotărât. Au pe masă trei tipuri de țigări și patru tipuri de băutură. Șat, bere, vin, aparent și vodcă. Să fie. Nu zic că băuturile nu se combină, dar ochii băiatului spun asta foarte tare. Probabil îi place să meargă cu motocicleta, care o cască pe șapcă. Probabil pe casca de motociclist are o șapcă. Știi, mai ce? El a descoperit secretul câștigului la păcănele. Are un 7 tatuat pe mână și când merge la păcănele, dacă aparatul îi dă 4 șeptalieri, îl are pe al 5-lea ca să intre linie. E bine, e bine. E bun. E bun. Alex Pomană, da, ne-a trimis pozele astea. Costi, am și cu tine o poză. Ia, mai veche și cu frate meu. Uite, nu știu dacă o mai ții minte pe dânsa. Nu știu. A, nu, e fratele meu cu Leo, imediat. Uite. E o poză când ești foarte scârbit, așa puțin. Ia. Yeah. Nu știu de la ce. Păi nu știu. Pune poză. Ia. Yeah. Mai ții minte? Nu. Mamă. Ăsta e Mihai, da, de lângă tine. Dar eram ușor bolnăvior, așa. Păi eu știu, nu știu. Tu nu vezi că eram... Și acum pista de rezistență, apropo de a 20 de ani, țineți-vă bine, mărgi, te ții de scaun, de ecran, de tot ce vreți? Da, da, bagă bombă. La vârsta mea, dacă fac surprize. Asta este o poză cu mine, pentru telespectatori, știu că se uită și mama la emisiune acum, e făcută la bloc. Atenție, oameni buni, eu, Mihai Bobonete. Era bine, era bine pe sandal. Dar ce s-a întâmplat, între timp? Adică erai drăguț. Bă, foarte drăguț. Adică începutul ai avut. Ține-o pe asta. Începutul ai avut bine. Bă, da. Nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs. Mulțumim lui Alex Pomană că a comentat pozele astea cu noi. Mărgii,
Zine de monolog. Am înțeles că, ce zici de umor, că poate să meargă oriunde, mai ales că s-a dus deja departe umorul în ziua de astăzi. Zine de monolog. Oamenii nu știu că ai făcut un monolog pe care ai vrea să-l spui înainte de spectacol sau la finalul spectacolilor tale? Când îl vrei să-l spui? L-am spus băieților mei din trupă și l-au ascultat și cel mai mare dintre ei, adică Michele Bișan, chitaristul Armonie, a zis așa în limbajul lui: Coiță, să nu-l spui în timpul spectacolului. Spune la sfârșit, pentru că dacă spui în timpul spectacolului, s-ar putea să plece lumea din sală, că o să zică că n-au ce să mai asculte, gata, mulțumim, e frumos cu chitara, dar n-a fost de ajuns. Lui i-a plăcut foarte mult, asta vrea să zică, dar nu se poate exprima mai mult de atât. Băi, așa am crezut și eu și de când am ascultat, trebuie să-ți recunosc că a fost una dintre puținele momente în care s-a ridicat părul pe mine. Eu ți-am dat ție înapoi că mi-a plăcut bine, tu mi-ai dat înapoi, păi tu ce să zici? Chiar este un monolog foarte, foarte fain, e destul de sincer și care, fără să-ți dai seama, are legătură cu timpurile pe care le trăim acum. Bă, știi ce mi se pare mie? Dacă spun ce mi se pare mie, nu mai dăm pe comedie. Mi se pare că foarte mulți oameni vor să, în loc să fie ceea ce vor să fie, vor să pară ceea ce vor să fie. Și pentru că unii oameni vor să pară ceea ce vrea să fie, se dezechilibrează un pic viața din jurul nostru. Pentru că nu mai știi care este cu adevărat ăla adevărat. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, dar de asta m-am... Exact, dar nu că a dispărut autenticul, Doamne iartă-mă. Autenticul există pentru că fiecare suntem unici. Din fericire suntem diferiți și unici. Și nu înțeleg de ce marii majorități nu le place de ei. Pentru că suntem foarte mișto. Toți, fiecare luat în parte, este extraordinar. Asta nu înțeleg. De ce se chinuie să joace un rol? Deci, și de-aia am zis despre mine că eu cred că din orașul acesta ești cel mai tâmpit. Păi și poți să ne zici monologul? Din orașul acesta eu cred că sunt cel mai tâmpit. Dar nu că mă judecă lumea, Costi, sau că mă vorbește pe la colțuri. Așa cred eu despre mine de când eram mic. Pentru că eu din orașul ăsta sunt cel mai tâmpit. Păi dacă, uite, lumea mai brează să îmbracă frumos, să plimbă pe străzi, mașini mari, niciodată pe jos. Acum să plimbă pe jos. Țin ochelarii de soare pe ochi, că soare, că e noapte, că e iarnă, că e vară. Nu știi când îți face surpriza în soare și apare. Trebuie să fii pregătit. Dar eu? Păi eu dacă stâmpit, eu n-am nici chibrit. Eu n-am nici chibrit să-mi aprind o țigară de aia cariocă. Să fiu și eu mai șmecher un pic. Dar de unde, bă, tată, că eu nu fumez? Păi eu nu fumez, că mă deranjează fum. Și nu mai pot să cânt și să nu falsez. Și să spun ce pretenții, bă, să ai de la mine, bă. Că mi-au zis niște domni, Mihaie, nu-i bine. Trebuie să-ți faci și tu tatuaj. Că intri pe tot felul de scene și ai avantaj. Și după aia poți să intri în orice anturaj. Dar mie mi-e scârbădace. Atât s-a putut. Bine, și nici nu vreau să arăt ca o oală țărănească de lut. N-ai cu cine, bă, Costică, asta zic. Înțelegi? N-ai cu cine. Eu din orașul ăsta sunt cel mai tâmpit, înțelegi? Și uite că până acum nimic nu mi-a ieșit. Pe ce, asta e muzică? Și asta e ritm? Ha? Acum? Când se poartă minimal o singură notă. Nu toată armonia. Cai că nu ai, se poartă maneaua fină cu influența de Dubai. S-a dus dracu rocu. Înțelegi? Eu de-aia insist și vă spun cu durere, eu în orașul ăsta sunt cel mai fixist. Am mașină veche, nu-mi cumpăr țoale, nu-mi place șampania și nu merg la grătare. Înțelegi? Și acum o spun pe aia tare, Costi. Vă rog, luați aminte, nu pot și nu-mi place să mănânc semințe. Când vă zic, bă, frate, că sunt prost ca noaptea, păi vin cu argumente, mă, nu mă rog așa ca haplea. Uite-te și tu, la jumătate de secol, că vorbeam mai devreme. Am 50 de ani și încă merg la școală. Ăsta e retard fără îndoială. Păi eu cunosc niște oameni din politică care au terminat școala la 17 ani, au întors-o pe dos, au ieșit pe porți și nici că s-au mai întors. Asta vă zic. Eu sunt atât de sărac și atât de tâmpit că îmi vine să urlu câteodată și îmi vine să strig: bă, potoliți-vă dracu și trăiți întâmplarea, că mâine poi mine vă sună chemarea. Și de aici când plecați, plecați exact cum ați venit. În pieile goale, ridați și tâmpiți. Știi ce îmi face rău și îmi dă de gândit? Că toți deștepții care se uită la mine acum chiar cred că stâmpit. Asta e. Bam! Mic drop! Frumos, frumos! Bravo, mă! Bine, bine de tot!
Da. You're good, motherfucker. Te-ai apucat de scris acum. O să te văd, Mărginan, un curul gol prin Cismigiu peste 20 de ani, cu o pungă de păi pungulești în mână, spunând poezii, și o să zic că stai băiat nostru. Dar te pute cum... scrie, nu știa nimeni că ajunge aici. Gândește-te cum o prezint eu trupa. Eu din trupa mea sunt singur care nu are școală de muzică. Singur. Da. Ei toți sunt foarte școliți, sunt foarte talentați, sunt extraordinar de buni, sunt aplaudați. Și vin eu care... pe ecranul la sfârșit scrie muzica Mihai Mărgean. Așa a fost să fie. De, n-avem ce să facem. Trebuie să mă prezint și eu într-un fel. Nu, dacă ei sunt atât de buni. Ai văzut cum vin îmbrăcați? Ai văzut cum vine Cristi Horia, violonistul îmbrăcat? Zici da. Că a venit ăla să-ți ia gunoiul. Zici că e ăla de la... Am cea mai prost îmbrăcată trupă din România. Dar când se apucă să cânte... Când se apucă să cânte, nu mai contă! Da, 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 da. Am și Ilicu, da. Dar când se apucă să cânte, nu mai contează. Așa e. Mărgi, fii atent. Îți mai am o întrebare, să spun, după care noi mergem să luăm niște telefoane în direct de la oameni. Oameni buni, dacă vreți să intrați cu noi în live, aveți aici, da, bravolive@gmail.com, adresa de mail. Dați un mesaj de unde sunteți și ce vreți să vorbiți cu noi. Noi vă trimitem un link înapoi pe care, dacă l-accesați, intrați imediat cu noi în live. Dacă nu, mergem mai departe, vorbim cu Constantin Bojog sau Costel de la Teo Vio și Costel, vorbim cu magicianul Robert Tudor, cu Raiți, așa mai departe. Mărgi, înainte să pleci, apropo de tema emisiunii, ți-a zis de umorul pe vreme de COVID, aș vrea să te întreb cum vezi tu lumea după ce se va termina toată treaba asta cu pandemia? Pentru că de terminat se va termina, mai devreme sau mai târziu, știi asta. Of, s-o văd mult mai sărac. La da. Ce te referi? Material sau? Material, da. Material, da. Materialul da, se văd cam săracă, pentru că s-a cam oprit motorul până pornește. Pornește greu. Tu îți dai seama că s-a închis tot. Noi stăm acasă, ne e bine, stăm cu familiile, dar nouă ne e bine, momentan. Dacă nu se dă drumul mai repede, dacă nu terminăm cu asta mai repede, o să fie un pic greuț. Mult timp de acum încolo, probabil că un an. Probabil că 6 luni, sper 3 luni, dar o să fie un pic greuț. Că s-a stins un pic motor. Și să sperăm că o să ne dăm seama de lucrurile importante din viață și că nu o să ne mai cumpărăm haine care ne trebuiesc, nu o să mai dăm banii pe lucruri care ne trebuiesc ca să avem bani pentru alea care ne trebuiesc. O să ne bucurăm mai mult. Dracu știe, s-ar putea să fie o schimbare. Văd că se spală, se curăță lucruri. Poate se curăță și relații, poate se curăță. O să fie mai curat. Eu știu. Mai curat și mai sărac. Dar cu armata în stradă, nu știu ce să zic. Mărgi, mulțumim mult. Te-am pupat. Hai să trești. Ai grijă de tine. Să fii sănătos. Seară faină, ai grijă de tine. Pa, pa. A fost Mihai Mărgineanu cu noi. A fost. Un prieten foarte bun.